povestea. Mă duc să mă întâlnesc cu verișorii mei, Desiela, Alisarius și Lorisia, să luăm pe Soterius ca să mergem la Lisiana, pentru că o să fiu mătușă! Da. M-ai pierdut tot, Niela! Mai puțin, ia-o de la capăt. Da. Numele de familie? Sandu Tătaru. Oh, mai zi o dată prenumele? Sandu Tătaru și restul sunt Desiela, Alisarius, Lorisias, mergem să ne vedem cu Soterius. Lorisia Tătaru, nu, fetiță, ce-ați avut copii aia săraci, mă, dar nu vă gândiți că o să înceapă și eu o școală. Mergem să ne vedem cu Soterius ca să mergem la Lisiana, pentru că o să fiu mătușă și abia aștept să facem. Lisiana e un nume adevărat, adică al cuiva. Da, este chiar sora mea, da, da, Lisiana. Cum a fost povestea ei, atât de rapidă cum a fost trase unicul. Da, 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 pe repede rai de la numele astea, am zis. Dar familia ta are niște nume foarte frumoase, sincer. Deci după 7 săptămâni avem o poveste. Stai puțin să mai, adică mai vin cu niște nume, dacă vrei. Da. Mai zi odată. O poveste reală. Deci. Unchiul meu este Lisias. Am Lisias Soterius. E român? Da. Verișorii sunt Desiela, Alisarius, Lorisias. Sora mea e Lisiana. Mai am o soră, Emma, și eu, Odniela. Da, păi chiar se cheamă în buletin Odniela, Odniela. Și mai am un nume pe care nu-l știe nimeni, pentru că tata a zis, băi, eu nu o să-i zic în viața mea, Odniela. Niciodată nu mi-a zis celălalt nume. Care este? Maria, ce Maria. Cristina. Nu-mi place, Odniela ești. Nu, Cristina e prea comun pentru tine și mai ales că aveți așa niște nume splendide în familie, nu le-am pomenit, Lisiana. Dar am și toate poreclele de la Odniela, tot timpul toată lumea îmi spune greșit, tot Cornelia, Trotinela, Cornelia, Cotonela, Trotonela, adică am toate. Hai, Trotinela. A rămas Trotinela, s-a stabilit. Trotinela. Să facem switch. Aia e cea mai bună. Vezi că așa ți-a rămas la noi, Trotinela. A, deci vezi, am aruncat porumbelul, aiurea. Ai aruncat un porumbel mișto. Și-o aduc și pe Evelin cu trotineta ca să fie filmul complet. Da, mi s-a spus și Hotniela, să știți. Și Hotniela. Păi cu asta trebuia să începi. Păi am zis să fiu modestă. Așa, Troti, Hotniela. Cu cine să începem? Madalina, ce îmi părere? Ai de ținută? Îmi place ținută, îmi place pantalonul, cum se vede în încălțări, îmi place. Dar stai mai drept așa. Păi stau, dar mă strâng pantaloni. Nu, n-ai viață, n-ai, nu știu ce n-ai azi. O să vedeți. Îmi place foarte mult ținuta. Ia să vedem. Ce o să iasă? Viviana, ce o să iasă? Otniela, îmi place foarte mult astăzi cum te-ai îmbrăcat. Îmi place acea bustieră care e așa prețioasă, foarte feminină, în combinație cu restul lucrului care merge mai mult în zona de masculin, te avantajează foarte mult. Într-adevăr, nu ai față de Cristina. Ai o față foarte interesantă, care cere un nume interesant, Odniela. Și da, îmi place lucrul tău de astăzi, îmi place cum te-ai machiat. Sper că nu ții supărarea. Nu ții supărarea. Chiar nu țin. Dacă aș vrea, nu pot să țin supărarea, dar zic ce am de zis atunci când am zis. Și eu la fel. Roxy. Da, și mie îmi place. Nu fi zăpăcită, te rog. Nu mai zice, te rog. Vreau să fii directă, te rog. Nu o lua ca mine pe la Ploiești. Te rog frumos. În afară de cercei, îmi place ținuta. Cred că fără cercei ar fi mers mai mișto. Dar îmi place cercei mei? Nu, nu-mi plac. De ce? Nu mi se pare că dau bine în ținuta asta. Mai ales e că e suficient ca ai bluza aia sclipicioasă. Și geanta, cred că merge. Adică nu zic nu. Nu sunt sigură, dar nu zic nici nu. Dar fără cercei, și în rest îmi place. Sunt curioasă ce vor zice jurații, pentru că eu mă simt foarte bine în ținuta asta și cred că o să le placă. Abia aștept să văd. Pot să propun ceva, Victor? Da. Dacă e de bine să-i se spună Hotniela, dacă e de rău să-i se spună Trotinela. Și Cristina, dacă e deloc. Nu, și Cristina nu e în platou. Cristina, când nu te-a trezit ceasul deșteptător, o să fie Cristina. Am o idee mai bună. Hai să vedem ce spune juriul, dragă Cornelia. Odniela. Unde e Cornelia? Cornelia. Nu transmite mare lucru în emisiune, în afară de ținute bune. Fiind totul pe carismă și așa funcționează publicul, în funcție de ce transmiți, mă așteptam ca Ioana să fie pe locul 2.
nu mi se cuvine absolut nimic. Din nou te-ai întrebat de ce nu eu pe locul întâi. De ce nu eu pe locul întâi? Efectiv, eu n-am mai putut să vorbesc cu persoana de lângă mine pentru că era dată muzica tare. Eu sunt aici să fac treaba. Dacă eu nu pot să-mi fac treaba de tine, eu îți spun. Țipat. Am zis să dea muzica mai încet. Când ai intrat în această competiție, prima oară, în primele săptămâni, ai arătat ca o Cristina. După aceea ai început să faci și ținute interesante și arătai a trotinela. Oh, și acum unde am ajuns? La Hotniela, fetiță. La Hotniela. Ținuta este foarte bună. Eu nu trebuie să spun că îmi place geanta cu franjuri. Nu aș fi văzut neapărat bustiera aia de cristale în această combinație, am dar... Am în zona feminină, adică și cu să fie un element care să pargă puțin... Care să fie elementul vedetă, apropo de ce zice alții, nu te, apropo de ce zice Sensi mai devreme. Este elementul vedetă bustiera, dar genul ăsta de bustieră cu cristale nu este chiar... Nu știu, mi se pare că nu cleșuiește foarte bine cu geanta asta cu franjuri. Dat fiind faptul că ai jucat cu alb și negru și cu griul bustierei, nu mă deranjează foarte mult pentru că este în zona monocromatică bustiera. Și... Aș fi renunțat la cercei, nu te-ai tuns, nu? Nu. Practic e băgat, părul pus, părul băgat, dar îți stă foarte bine, așa, eu îți sugerez să te și tunzi. Mă uit la tine cu pantalonul ăsta bufant și mi se pare că ești un gavroș modern al timpurilor noastre. Mulțumesc. Tu și cu pistila, cred că ați băut cam mult limoncello când ați făcut styling-ul, pentru că cea mai mare problemă de fapt o reprezintă combinația dintre cristale și acei nasturi de Oktoberfest, fetiță. Ai, lasă nasturile aia, că i-am văzut și păi eu, nu, da? Că dacă piesa ar fi fost complet neagră, fără acei nasturi de Oktoberfest, nimeni ar fi remarcat problema cristalelor de pe bustieră. S-ar putea să poți repari o secundă ideea dacă dai jos vesta și atunci o să vezi că și cristalele se integrează mult mai bine în ținută. Ai niște nasturi foarte urât și la cămașă, dar o să mă fac că nu observ acest aspect. Ținuta îți vine foarte bine, dar am o altă întrebare pentru tine. Consider de exemplu că ești mai frumoasă decât colegele tale de emisiune? Da, sunt de acord cu întrebarea asta, ia zi. Tu consider că ești mai frumoasă, că am auzit niște discuții. Am văzut niște discuții online. Niciodată n-am susținut discuțiile astea și niciodată n-am mers pe principiul ăsta pentru Dar știi discuțiile la care mă refer? Nu. Chiar nu știu, sunt curioasă, chiar nu știu, serios. Niște comparații făcute între tine și Panfil, între tine și Sposul, între... Nu știu, cu Mădălina știu că ne asemănăm cumva. Ia, diverse cetățeni și cred că au ajuns și la ea. Ce față a făcut Viviana? Și eu te întrebam, consider că ești mai frumoasă decât numitele Panfile. Eu am văzut o discuție în care erau aruncate în scenă trei nume. Eu asta am văzut eu cu ochii mei. Odniela, Mădălina Panfile și Viviana Sposub. Ea a zis sau cineva din online a făcut? Cineva din online și au ajuns și la ea și mă rog. Și voiam să te întreb acum, live, dacă consider și tu că... Cine, depinde de cine te privește. Mulțumesc. Mulțumesc. Bravo, Hotniela! Mulțumesc! Cristina, ca de la Gavroș la Gavroș. Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc. Mesaj pentru cei de acasă, te rog. Dacă până acum vă rugau Hotniela să votați 6 la 1206, astăzi vă roagă Cristina să votați 6 la 1206. Mulțumesc, Corina! nu. Ador! Măi, Hotniela are ținute bune. Ea a înțeles următorul lucru. La ora actuală, Hotniela a înțeles așa. Eu trebuie să am ținute bune. Checked. Acum suntem în următoarea fază, Hotniela. Hai să lucrăm la personalitate. Pentru că sunt sigură că o ai, sunt sigură că ești o tipă sparkling, ești frumoasă, ești mișto, ești etc. Hai să lucrăm la discurs. Vestimentar s-a schimbat. Cândva era doar o fată, un model care venea la casting îmbrăcat într-o manieră în care voia să demonstreze că are date fizice. Iar acum folosește cât mai multe piese, le abordează cât mai corect. Important e să nu le faci politică corect și să ieși din contextul ăsta.
e loc de inovație oricând. Iar cât despre discurs, că de-aia suntem trei personalități, mie mi s-a părut astăzi că a avut, că a luat atitudine.